Un profesor din Mioveni, care suferea de mai multe afecțiuni cardiace, a murit la doar 2 zile după ce i-a fost administrată prima doză a vaccinului. La câteva ore după ce i-a fost inoculat serul, bărbatul a început să se simte rău și a ajuns la spital. A semnat că refuză internarea și s-a întors acasă, unde a doua zi a murit. Nu a fost singurul caz și la Târgu Jiu, un bărbat de 48 de ani a murit după ce a primit prima doză de vaccin. Vă avertizăm că urmează detalii cu un puternic impact emoțional. George Năstase era profesor la școala Liviu Rebreanu din Mioveni. Deși suferea de mai multe afecțiuni cardiologice, bărbatul nu ar fi dat cadrelor medicale de la triaj detalii despre istoricul său medical în momentul în care, pe 2 martie, a primit prima doză de vaccin pentru COVID. La 4 ore de la administrare, omului s-a făcut rău. A chemat ambulanța, care l-a dus la spitalul din Mioveni. S-a făcut și ecografie abdominală, s-a făcut mai multe investigații și s-a spus că este bine să rămână în observație. Nu i s-a pus un diagnostic, erau suspiciuni de suferință hepatică cronică. Medicii susțin că pacientul nu le-ar fi spus că s-a vaccinat recent. Mi s-a spus că vine după vaccinare la câteva ore, deci acest aspect nu le-a fost transmis medicilor curanți, încât nu aveam aceste date. Am aflat ulterior. Bărbatul a refuzat și internarea pentru investigații suplimentare. A plecat din spital pe propria semnătură. A doua zi însă a fost găsit fără suflare. Astăzi, la poarta unității de învățământ, colegii și elevii i-au adus un omagiu. Îl știa suferind de vreo boală? Nu, sănătos. Autopsia va stabili cu exactitate cauza morții bărbatului.